Săptămâna trecută am reparat tot ce înseamnă față, tot ce înseamnă față, tot ce înseamnă bucșeraie, tot ce înseamnă ați văzut brațe, nu vă mai repet încă o dată, așa că mi se pare natural ca săptămâna asta să mergem pe spate. Ce facem pe spate o să vedeți în cursul episodului de astăzi. Avem o groază de treabă și cu mașina, și în garaj, și cu lucrările și o să vă fac un clip exact ca săptămâna trecută, pentru că am primit niște review-uri la clip foarte ok de la prieteni, de la cunoștințe, de la apropiați care mi-au zis, culmea, oameni la care nu mă așteptam, mi-au zis, băi, a fost foarte mișto clipul, unii nu știu cum au trecut 30 de minute, că a fost foarte interactiv. Din cauza că am sărit și la jantă și la perne lunăiță și am sărit și la Seat și am făcut un clip din mai mult. Așa. Și ca să nu ne plictisim așa, o să facem de acum încolo, inclusiv săptămâna asta. Așa că v-am pregătit un clip pe care îl filmăm în fiecare zi. Am filmat și ieri, filmăm și azi și filmăm și mâine. În principiu filmez undeva la 3 zile la fiecare clip, deci nu prin toată săptămâna, pentru că am nevoie și să le editez și să stau și-o puțin așa să mă odihnesc. Trebuie să te mai și odihnești. Așa că în episodul de astăzi o să ne jucăm un pic prin garaj, o să filmăm ce avem în garaj, o să filmăm și o navigație și o să lucrăm și la partea din spate de la Seat. Ce facem la partea din spate? Evident, asta facem conversie de la tamburi la discuri. De ce facem conversie? Chiar întreba cineva acum 5 minute. Pentru că, chiar dacă tamburii se pare că sunt mai eficienți decât discurile, arată urât. Mie nu-mi plac. Nu știu dacă vouă vă plac tamburii. Când vezi tambur pe spate la o mașină, îți dă direct din start impresia de putere mică, putere puțină. Dacia Logan, Seat Ibiza SDI. Pentru că Seatul Ibiza au și ele discuri pe spate, dar nu SDI-urile, alea care au mai mulți cai un pic. La 60 de cai ai saboții. Ne-a zis cineva acum că, domne, saboții și cu tamburii împreună fac acolo o frânare mult mai bună. O fi adevărat, nu o fi adevărat, nu mă bag, nu sunt mecanic, dar nu vreau să văd tamburi pe spate, vreau să văd discuri, etrieri și plăcuțe. Ca pe față să fie și pe spate, schimbând și discurile până la urmă, la un moment dat să fie totul nou. Și ar mai fi, practic, după ce termin și cu partea din spate, cu discurile, ar mai fi și suspensia reglabilă. Încă o dată, dacă știți pe cineva care vrea să facă o sponsorizare, să ne dea o suspensie reglabilă, o să îi punem și suspensie reglabilă, să o lăsăm și un pic în jos. Dacă nu găsim o sponsorizare, m-am gândit la o idee și o să facem treaba asta, facem un live cu donații și o să strângem bani împreună toți pentru suspensie reglabilă. Pentru că eu am încercat să găsesc o soluție, să iau o sponsorizare, o suspensie reglabilă, dar nu am găsit până acum, nici n-am insistat foarte tare și aia ar fi ultima piesă înainte să punem jantele. Că v-am zis, nu vreau să pun jantele pe mașină, după aceea să le dau iar jos, iar să le pun, iar să le dau jos ca să le zgârii, pentru că sunt la recondiționat, o să fie vopsite. Și mie îmi place că le-am pus să rămână acolo. În caz de urgențe, cum am pățit cu Passatul, că am pus cauciucurile pe mașină și într-o săptămână mi-a intrat șurubul în cauciuc și a trebuit să dau iarăși cauciucul jos și a zis la vulcanizare, te rog eu frumos, cu grijă că nu vreau să o zgârii. Că vrei să ții cât mai mult, după aia între timp am să le-am zgâriat, asta este, dar măcar atunci la început vreau să fie ca noi. Bun, hai să trecem peste intro asta și să mergem la primul subiect al zilei, să vedem ce este în garaj, nu acum în garajul gol, dar în momentul când am început să filmez. Intro-ul ăsta l-am făcut la sfârșit, că știți că așa am eu obiceiul. Una peste alta, nu uitați, dați click acolo pe buton, abonați-vă pentru că facem un Seat și vi-l dăm vouă cadou. Și credeți-mă, nimeni nu și-a bătut capul atât de mult cu o mașină ca să o dea cadou. Am mai dat alții mașini cadou. Am cumpărat o mașină, am dat 2.000-3.000 de euro pe ea și o dau cadou la un abonat și toată lumea e fericită. Nu, noi ne batem capul la mașina asta și muncim și uitați-vă pe mâinile mele. Poate ați observat că sunt murdare din cauza la Seat, că de la Carbon nu te murdărește așa. Hai să mergem! Avem, de exemplu, acum o Skoda superb în garaj, la care facem un polish. De la prietenii noștri, de la Z Ferestre, țineți minte, băieții care ne-au pus, dați-vă mă mai așa, ne-au pus și nouă termopanele astea frumoase aici. Avem o Skoda superb, albă, îi dăm un polish, reparăm niște chestii de genul ăsta, pentru că are câteva pe ea, în față și în spate doar două puncte, dar în față are mai multe. Punctăm cu vopsea, îi dăm un polish, o facem să fie frumoasă. Pentru că mașina arată foarte bine și e păcat să nu arate și mai bine de atât. O să-i scoatem luciul, dăm o ceramică sau ceară, încă nu știm exact ce îi dăm la sfârșit, dar cert este că îi facem polish, o facem să strălucească frumos la soare, reparăm alea și la sfârșit îi dăm și un strat de protecție, orice ară, orice ceramică. Mergem un pic afară acum. Unde l-avem pe năiță care trage firicele, nu firicele prietenul nostru, trage fire. Hai să zicem fire, nu? Cabri. Ce tricou frumos ai, Neiță. Avem aici un Seat Exeo. Hai să urcăm un pic. Cu o navigație Alpine. O navigație Alpine foarte scumpă. Deci modelul ăsta e undeva pe la 6.000 de lei. Pentru că e Alpine. Și de ce nu? Dar în schimb,
omul a venit să-i punem o navigație care chiar merge bine, nu neapărat e scumpă. Deci asta este vreo 6.000 de lei și noi îi punem una la 2.500 de lei, care este mult mai ok, este mult mai mare, merge mult mai bine și are mult mai multe opțiuni. La Alpine-urile astea, dacă nu știți, ele sunt foarte ok pentru sisteme audio, de exemplu pentru muzică, dar pe partea aia merge foarte prostaciu, nu are opțiuni, nu are Android pe ea, are un sistem de operare al lor și e cazul să punem ceva mai mișto. Și omul a venit să-i schimbăm asta ca să-i punem și o cameră frumoasă pe mașalier și să-i conectăm și camera din față, pentru că are și camera în față, o conectăm și pe aia, ea este în spate, e conectată deja la asta, dar o conectăm la noua navigație pe care o punem aici, care este de la TAS, evident, și are un ecran de 9 inci. Așa că asta care are, bănuiesc eu, un 7 inci, că e 2 din clasic, o dăm afară și punem ceva frumos. O să revenim și cu partea finală, când o să fie gata navigația montată. Ia ce frumos se dă asta jos. Pot să o fac în timp ce filmez? Cred că da. O montăm imediat și revenim cu clip să vedeți cum arată gata montată navigația la TAS de 9 inci CC3L. Până să punem navigația pe poziție, vreau să vă arăt ce înseamnă să desfaci o mașină care are deja navigație aftermarket de la Alpine sau Kenwood sau altă firmă, da? Capacul a dat jos. Ia uitați câte fire am aici, astea toate trebuie să dispară, că n-au ce căuta pe mașină. Noi venim cu cablajele noastre care sunt, și alea sunt multe, dar parcă astea sunt exagerat de multe. Avem și un buton aici care trebuie să scăpăm de el. Am dat aia jos pentru că, ia uitați-vă câte fire sunt pe dedesubt. Abar n-am ce e montat pe mașina asta, dar trebuie să identificăm tot și să eliminăm tot ce ține de navigația asta, ca să putem să ne punem navigația noastră și sper că cineva aici n-a făcut vreo manevră, nu, n-a făcut, avem quad locul, avem antena care putem să o folosim în continuare, are și amplificator pe ea, adică e ok, cu adaptor, cu tot ce trebuie, dar mai avem niște modul ăsta, cred că e canul de la Alpine și avem RCA-uri. Nici nu m-am uitat, are subwoofer în spate, nu-mi dau seama. Mă rog, trecem peste. Identificăm toate problemele, scăpăm de toată mizeria asta și punem mizeria noastră aici în spate ca să venim cu navigația cum trebuie în bord. Abia aștept să o montez, să vedeți cum arată o navigație ca lumea cu un ecran ca lumea. Zic cât de mat era ecranul ăla și cât de... e mat de fabrică, așa sunt alea. Au ecranul de calitate cam proastă. Ele sunt ok ca și navigații, dar v-am zis, sunt ok ca și playere 2 din de fapt, pentru că pe partea de audio e foarte ok, Alpine până la urmă. Dar ca și navigație în sine și ca și ecran tactil aici, este praf. Hai să mergem mai departe și să scăpăm de cablaje și să ne apucăm să montăm cablajele noastre. A fost o zi lungă, dar s-a terminat în sfârșit. De ce a fost lungă? Normal trebuia să fie o instalație foarte simplă sau o instalare foarte simplă, dar asta este ramă de Audi A4, asta este Seat Texeo, e aceeași platformă, vedeți și comenzile de pe volan că sunt de Audi, doar că este semnul de la Seat aici, așa că a fost rama pentru mașina asta, dar mai trebuia ceva acolo și până am ajuns la o soluție, a durat ceva timp, dar am găsit o soluție foarte mișto și acum navigația este fit aici, nu se mișcă deloc. Ideea este că veneam foarte mult în față, aveam un luft de vreo un centimetru să zicem și ea când clipsa, o împingeam în spate, dar puteam foarte ușor să o mișcăm și dacă mergeai prin grob făcea așa navigația, așa că a trebuit să improvizăm ceva, dar cu asta ne ocupăm. Facem chestii custom și dacă nu e plug and play, o facem noi să fie plug and play și am făcut-o și acum este foarte fit acolo, adică atât de fit că mi-e frică că s-ar putea să nu mai putem să o dăm afară dacă vrem. Dar o dăm noi afară, nu-i problemă, în caz de vreo problemă ceva, fără discuții. Hai să punem și contactul să o vedem un pic aprinsă, hai să nu înceapă muzica, ar fi ideal. Navigație TAS CC3L, camera de mașalier care merge tot timpul, v-am învățat cu ea, dacă vreți intrați și în aplicația cameră și vedeți în spate ușile garajului, ieșim de aici, dacă băgăm mașalier, ne arată frumos mașalierul, scoatem din mașalier și intrăm în meniul principal și avem o navigație CC3L cu 4 GB RAM, 32 GB storage, 9 inch, ecran super mișto față de cum era aia, arată foarte bine în bord aici, se mișcă excepțional și cel mai important, de ce am dat Alpine-ul jos, pentru că avem Play Store, putem să instalăm orice aplicație vrem, avem deja Google Maps instalat, avem deja YouTube instalat, putem să instalăm și Waze-ul, putem să-i punem și cartelă pentru că are 4G, vedeți aici un semn de cartelă, pentru că acum nu are cartelă în ea, dar avem aici un torpedou, două USB-uri și adaptorul pentru cartelă SIM. Putem să-i punem o cartelă foarte ieftină de 10 lei pe lună și să avem net absolut tot timpul ca să intrăm pe YouTube să ascultăm muzică. Se conectează bineînțeles la Bluetooth, conectăm și telefonul, avem aici Bluetooth, de exemplu. Este și conectat la telefonul lunăiță, putem să ascultăm muzică de pe Bluetooth. Pe ecranul principal vă arată muzica dacă ați pornit music player-ul, de exemplu. Dacă pornim radioul, o să ne arate radioul. Nu, de fapt radioul rămâne aici tot timpul. Și aici, dacă băgăm Bluetooth, apare de pe Bluetooth și putem să dăm next, etc. Comenzile pe volan, evident, că funcționează perfect. Așa, mai avem o chestie pe care o să o activăm fix acum cu voi. Intrăm la user, parcă, multi-gesture.
Ok. Și avem și posibilitatea să dăm volum cu două degete în dreapta, cu două degete în stânga sau cu trei degete îi dăm mut direct, cu două degete în dreapta volum plus. Mai avem și trei degete în jos, pornește navigatorul care acum este pus Yandex-ul, dar iarăși cu voi aici în cameră, bă, dar lumina asta bate atât de urât, putem să-l schimbăm, intrăm aici și dăm la Navi App, îi dăm Maps odată, ieșim de aici și la Launcher App Setting lăsăm camera, că e foarte ok, ieșim și de aici și dacă dăm acum cu 3 degete în jos, parcă era, intră pe Google Maps direct. Cu 3 degete în sus mi se pare că nu făcea nimic sau, a nu, închide ecranul cu 3 degete, că e noapte și poate vreți să închideți ecranul, dacă apăsăm o dată cu degetul pe ecran, se aprinde ecranul la loc, cu 3 degete la dreapta, mi se pare că nu face nimic. Nu face nimic cu 3 degete la dreapta. Hai să oprim radio că i-am dat drumul degeaba. Bun, hai să nu ne întindem mult la vorbă, că n-are sens. V-am prezentat o navigație TI-SCC3L pusă pe un Seat Exeo, care este aceeași platformă ca Audi A4. Arată foarte bine și mergem mai departe să vedem ce mai avem de făcut în episodul de astăzi până ajungem la Seat. Hai băi că ne plictisești, Noiță, că filmez! Bă! Filmez! Am zis că vă țin la curent și cu proiectul lui Năiță cu pernele. Cred că e ultima investiție în mașina asta, sper. Bine, are și jantele pe care trebuie să le ducă la recondiționat. Haide, Năiță, hai să le arătăm ce ai făcut. Ce trebuie? Ridic-o, coboară-o. Din telefon, mă, ești nebun, ia zi-mă. Ia vedeți, mă. Ia. Ia. Ce vorbești, mă? A dispărut roata, mă, mâncățeaș. Uitați-vă cum arată asta aici. Lucrătura asta, Dulow Customs, ca și cum. Unde mai vedeți? La noi aici. Două compresoare puse acolo și încă nu-i gata aici. Mai vine și incinta acolo de bas. Compresoarele trebuie scoase etichetele alea turcești, chinezești de pe ele. Ăsta cu motul aici, v-am zis, zici că este exact cutia de motul acolo în spate. Carbon frumos, 5W40. Dacă vă arăt și noaptea că se aprinde și lumina, nebuniți. Totul este făcut frumos, acum e și curat, pot să vă arăt toate furtunele, vin băgate în cutie, drept, elegant. Tot. Cuplele alea care le-am făcut noi aici, ați văzut, da? Deci totul este absolut perfect, totul este făcut frumos. Când deschizi portbagajul se vede frumos motul acolo, exact la limită a venit gaura aia, pata aia de ulei. Incinta vine în spate, o să avem și basa, acum s-a făcut și liniște în sfârșit. Mașina urcă, mașina coboară, au intrat roțile sub aripi. Și cam asta a fost cu mașina lui Năiță. V-am prezentat-o. Ia. Gata că nu mai e. Nu mai are aer? Hai să mergem mai departe că mai avem și altă treabă. Am revenit un pic aici la Resin Art Factory pentru că facem o chestie șmecheră. Nu pot să focalizez. Pe vechi, frate, pe vechi. Înainte, facem un șablon pentru că noi trebuie să tăiem o tablă. Vă explic sincer. Ca să putem să conectăm masa, blatul, la picior, vrem să o facem frumos, mecanic. Facem o tablă care o să vină acolo, prin care trec prezoanele de la roată. Și mai departe o să treacă și șuruburile din vibrochen. Adică o să avem un rând de șuruburi care țin vibrochenul de tablă și după aia tabla o să țină pur și simplu blatul. Și e cea mai bună variantă fără să sudăm, nici nu prea putem să sudăm, pentru că asta e aliaj și ăla este ciofiel, vibrochenul, fier, habar n-am oțel. Așa că varianta este optimă, facem un șablonaj frumos acolo și cu șablonul ăsta o să mergem mai departe să tăiem dintr-o tablă la laser, tablă de 3 probabil, ca să fie destul de ok. Tabla aia o să trebuie să și aia șlefuită, vopsită un pic ca să nu o lăsăm ruginită, că nu-ți dă nimeni tablă de inox. Vedeți ce frumos? Șablon. Șablonul ce credeți? Ăla intră la scanner și se desenează mai departe în Corel. Și cam așa arată șablonul pe o foaie A4, făcut cu degetul și cu creionul. Avem o tablă, da, rotundă, care vine exact cât bucata asta de aici, cu 5 găuri pentru prezoane, prezoanele de la janta de BMW, 5x120 avem aici, sunt sigur, și plus mai avem o gaură, că trebuie să treacă chestia asta prin ea, și după aia avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 găuri, pentru că vibrochenul nostru are găuri. Și prin găurile astea noi o să trecem cu șurubul,
elegant, prindem tabla de vibrochen și după aia când venim cu janta, o să aibă încastrate. Deci prezoanele o să fie încastrate în rășină și atunci o să intre fix în găul la tablă și pe dedesubt piulițe. O să fie foarte șmecherie. Da, o să fie ceva de genul. Bine, nu e la șurubul, să nu, nu înțelegeți. Șurubul, da, ăla este altceva. Ăsta va fi încastrat în rășină. După ce va fi turnată rășina, ăsta va fi în exterior și o să intre pur și simplu la 5 șuruburi. Aici. Astea 5 găuri, da, exact. Și pe dedesubt, noi la tabla avem loc să punem piulițe, strângem bine și avem prindere mecanică la jantă, la masă, la blat, pe vibrochen. Mai jos, acolo la disc, acolo încă nu ne-am hotărât ce facem, ajungem și în punctul ăla. Treaba cea mai grea aici este. Bun, iau ăsta acum și mă duc să îl tai la laser dintr-un material, ceva, habar n-am, un carton mai gros sau un plastic, ca să facem o probă să vedem că am desenat cum trebuie cele 11 găuri în total, 12 dacă punem și pe asta din mijloc, și după aia mă întorc aici să facem o probă. Dacă este ok, dăm drumul la tăiere să facem din tablă. Dacă nu, mai ajustăm ce mai avem de ajustat. N-a trecut o oră de când am plecat de aici, de la Resin Art Factory, și am venit cu chestia asta pe care am tăiat-o la laser, pe care am desenat-o, și am venit înapoi la Niki să vedem dacă merge. Niki! Niki! M-am întors! Da, frate, am venit cu ăsta. Ana, hai să vedem dacă merge. Acum vedem dacă noi, cu tactica noastră de măsurat, am măsurat ceva sau n-am măsurat. Aha. Dar nu-i problemă că e un carton ăla și putem să-l modificăm. Ideal ar fi să meargă din prima, asta să trec, m-am lovit de mobilă. Îl bunic aici! Doamna Elena? Doamna, gaura e perfectă? Gaura pe mijloc e perfectă, păi găurile că... nici nu sunt perfecte. Ba, trebuie să mai învârți, că știi că ele nu sunt... Am învârtit-o. Cât să mai învârți? Pac, pac. Aha. Ai văzut? Aha. Ia zi. Doar una e greșită. Doar una este greșită. Back to the drawing board. 1, 2, 3, 4, 5. O lăsăm în 5, mă. 15 zone? No, le punem pe ta. Ia, hai să vedem. Stați așa, să opresc filmarea. Haideți să revenim un pic la jantă. Pe jantă vine perfect. Un pic acolo, că na, făcut la mână, dar prezoanele oricum nu sunt atât de mari precum este gaura, dar în schimb exteriorul meu e și perfect, frate. Deci perfect, perfect. Ia uitați-vă cum vine tabla, nici nu-ți dai seama. Tabla de 3 punem aici, elegant. În partea asta alaltă, șuruburile astea nu sunt la aceeași distanță și trebuie să găsim exact poziția perfectă care ar fi asta. Doar că mai trebuie să mai modificăm un pic proiectul, vedeți? Că sunt 3 șuruburi foarte ok. Ar merge și al patrulea, cred, un pic forțat așa, și astea două sunt în altă parte. Și așa că punem mâna pe creion și mai modificăm un pic designul aici. Mai tăiem un carton din ăsta și de-abia după aia tăiem tabla, pentru că trebuie să iasă perfect, nu? Corect. Aici, totul perfect. La Dulău și la Resin Art Factory nu facem jumătăți de măsură. Nu punem 5 șuruburi în loc de 6 și nu punem șuruburile strâmb. Facem totul să fie perfect. Mai ales că am descoperit că aici avem filete. Deci nu mai trebuie să facem cu piulițe pe dedesubt. O să luăm șuruburi de 10, metric 10, facem adâncitură în tabla de 3 și venim cu 6 șuruburi, pardon, am rămas cu 5. 6 șuruburi prindem tabla aici, iar apoi prezoanele din aia vin aici. E simplă problema. Abia aștept, sunt foarte entuziasmat, masa asta o să iasă blană. E o nouă zi și fiecare zi care trece înseamnă că ne apropiem cu o zi să primim jantele de la recondiționat. O să vedeți și episodul cu jantele, dar până atunci noi trebuie să ne pregătim și să avem totul pe dedesubt terminat. Și dacă e o nouă zi, mergem mai departe și ajungem la partea interesantă pentru voi. Partea interesantă pentru voi fiind Seatul Ibița sau Dulău P1, cum îi zicem noi, ăștia din comunitatea noastră. Avem aici o punte spate. Unii o să întrebați de ce ai o punte spate acolo. Uite de ce am un punte spate, pentru că am și etrieri și portetrieri. Dacă ați văzut în episodul trecut, mașina are tamburi. Nu pot să-i pun jante frumoase, să mă chinui să iau jante, să le recondiționez, să le pun pe mașină și să am tamburi pe spate. Că nu am cum, nu vreau. O să facem conversie la discuri de frână și la etrieri cu portetrieri. Mulțumim Total Dez pentru sponsorizarea asta. Am luat de la ei etrierii și portetrierii. Și am vrut și tablele alea și până la urmă mi-au dat toată puntea, că era mai simplu. Acum, eu care sunt genul ăla mai, îmi place excesul de zel, eu o să curăț puntea asta, o să schimbăm puntea cu totul. După ce schimbăm bucșile alea, are doar două bucși mari acolo și în rest este o punte fixă foarte simplă, foarte eficientă. Bucșile alea o să fie schimbate la un moment dat, dar până atunci eu vreau să spăl etrierii și puntea. Am vapo aici pregătit. După ce spălt, iau toată mizeria de peste tot. O să folosim și soluții speciale de detailing ca să luăm toată mizeria de pe la șuruburi tot. O să o dezmembrez, mă duc să scot bucșile, scot tablele alea, scot portetrierii de acolo și toată puntea o vopsim cu teroson.
o facem neagră, telosom, curată, să... după ce tratăm de rugină, am uitat de rugină, avem niște soluție să tratăm toată rugina de pe ea și abia după aia venim cu telosom ca să fim siguri că puntea asta o să fie bine mult timp de acum încolo. Bun, dacă am terminat cu puntea, hai să vorbim un pic de etrieri, de ce-i curăț pe ăștia. Exces de zel, iarăși, etrierii față și etrierii spate și port etrierii care sunt acolo, o să-i punem în colet și trimitem la București. O să vedeți într-un episod viitor de ce-i trimitem la București și ce se va întâmpla cu ei, dar puteți să bănuiți și voi. Doar că ce nu știți voi este că o să recondiționăm etrierii complet. Deci lăsăm la o parte că, bineînțeles, o să-i vopsim, o să-i recondiționăm, adică schimbăm toate piesele mobile din ei, rămân doar etrierii, schimbăm garnituri, pistonașe, tot ce trebuie schimbat. Am găsit pe cineva, am găsit un sponsor la București, așteaptă coletul nostru și noi nu vrem să-l trimitem așa murdar. Dacă tot scoatem vapul, dăm și pe ele puțină soluție, dăm puțină apă ca să fie curăței. Când îi trimitem acolo să nu se murdărească omul pe mâini, cum am murdărit eu acum. Așa că o să vă las cu un timelapse cum curăț asta și după aia ne apucăm să dăm jos și piesele de care v-am zis. Luăm o mică pauză printre lucrări așa, hai să vă arăt ceva interesant. Ne-a venit de la Vevor acum. Ia uitați, Vevor. Mare șmecherie, frate. Știți că suntem în renovări, nu cred că trebuie să vă mai zic. Ia uitați ce avem aici. Ce credeți că este în cutia asta? Să-i dau pe wide. Este un panou de scule nou-nouț, foarte mare. L-am găsit la preț foarte bun. Voi știți că de la Vevor am luat și încălzitorul la diesel. De la Vevor am luat și cricul, care este genial, cricul. Deci ne-a salvat. Nici nu știu cum am stat atâta timp fără cric din ăsta mare. Ne-am chinuit cu criculețe și cu cricuri pneumatice din alea mici. Avem cric acum în garaj, genial. Ăla de la Vevor e genial. Și acum am luat-o de la ei. Un panou de scule, nu-l desfac acum, pentru că nici nu putem să-l montăm până nu văruim. Vrem să scăpăm de dulapul ăsta de aici. Dulapul ăsta care ocupă foarte mult loc și face același lucru, ba chiar mai puțin decât face panoul ăsta. Panoul are 30 de cutiuțe din astea, 30 are, da? Așa vine pachetul. 30 de cutiuțe, are tot felul de suporți pentru șurubelțe, pentru chei, pentru patenți, pentru clești, pentru tot ce ne trebuie nouă ca să scăpăm de panoul ăla și să punem tot ce avem acolo, să punem pe panoul ăsta. Ăsta o să fie undeva pe perete, o să vă pun acum o poză cu el să vedeți cum ar trebui să arate când este asamblat tot. Undeva la fund e panoul în sine, în altă cutie, care e din bucăți și se face la vreo 2 metri pe 1 metru sau ceva de genul ăsta. Nici nu știu sigur. Ar trebui să scrie acolo, dar nu contează. Vă arăt o poză cu el să vedeți cam cum ar trebui să arate panoul ăsta. E foarte mișto. Și acum sculele noastre o să ocupe mult mai puțin loc. Ideea este că vrem să schimbăm și sculele. Dacă tot avem un panou nou, e bine? Dacă tot avem un panou nou, nouț, să punem și scule noi ca să-l facem să arate frumos, tot renovăm, umplem cu scule noi, de la aceeași firmă aș fi încântat și ăsta o să-l vedeți într-un episod viitor, evident când o să-l montăm și cum îl montăm și cam ce accesorii are. Sunt foarte multe accesorii, după cum ziceam aici, o pungă cu chestii micuțe, 30 de tăvițe, plus chestiile astea pentru șurubelțe, pentru chei, pentru, uite, asta de exemplu, cred că se prinde ceva de genul ăsta. Și uitați-vă aici, aici se pun biți, habar n-am, șurubelnițe, o să vedem ce se potrivește. Sunt foarte multe accesorii și abia aștept să-l montez. Dacă vă trebuie și vouă așa ceva, orică aveți un atelier, orică aveți un garaj acasă și n-aveți unde să puneți sculele, este mare, este foarte mișto și este foarte ok la bani, este 300 și puțin de lei. O să vă las un link jos în descriere, dați click acolo și comandați-vă și voi unul și avem și un cod de reducere, vedeți că e codul acolo, îl băgați și aveți și o reducere la el, pentru că transportul este 100 de lei, vine prin GLS, vine din Cehia sau din Polonia, nu mai știu, din Cehia mi se pare că vine.
Vine în 3-4 zile, nu durează mult și transportul știu că e 100 de lei, dacă nu mă înșel. Și atunci aveți un discount și practic economisiți din transport, deci o să ajungă ăsta 350 de lei, ceva de genul ăsta. Dar este cel mai mare pe care l-am văzut și avea și tăvițele astea, multe nu au tăvițele și mie îmi trebuie foarte mult astea, pentru că într-o tăviță vin holșuruburi de 3,5, 4,5, lungime mai mare, lungime mai mică, șuruburi, piulițe și etc. până la 30. Vă dați seama că avem cu ce să le umplem. Așa că dacă vreți și voi unul, intrați în descriere, vedeți linkul de la Vevor, dați click și comandați-vă unul de acolo, pentru că eu toată viața mi-am dorit așa ceva. Și acum în sfârșit îl avem și abia aștept să-l montez. Și dacă tot suntem aici, noi ne plac lucrurile custom și acum de curând, hai să vă zic ceva. I-am luat o bicicletă lui Fimea, i-a plăcut una albă, dar ce să vedeți, avea pe ea niște mingi de fotbal și e fată și mingile de fotbal n-au ce căuta pentru că nu-i place fotbalul. Și nouă ne plac lucrurile custom și eu sunt foarte încântat să vă arăt cum am scos mingile de fotbal și uitați cât de frumos arată printul ăsta. Mulțumim Argentii, că se pare că Fimea este fan Wednesday asta din serial. Și am scos mingile de fotbal și am pus aici un colant frumos cu Wednesday și are bicicletă custom. Că dacă taicăsu e nebunit după chestii custom, de ce să nu aibă și ea? Acum trebuie să o asamblez și să o duc să vedem dacă îi place noua bicicletă cu Wednesday. Hai să mergem mai departe că avem o groază de treabă. Am ținut să vă arăt și treburile astea de prin garaj și acolo avem un CarPlay pe care montăm pe una 8. Discuții pentru data viitoare. Am terminat de spălat, după cum ați văzut, puntea acolo deja începe să scurgă apa de pe ea, începe să se usuce. Ăștia, oricum sunt praf, dar ne interesa să scoatem un pic mizeria de pe ei. Ca și frumos, îi trimitem la omul ăla, nu-i trimitem infecții. Am dat un pic o soluție din aia universală care curăță orice, i-am degresat, i-am dat cu apă, i-am dat de 2 ori, după cum ați văzut, și puntea și etrierii. Am dat cu soluție de 2 ori, cu apă de 2 ori și acum putem să-i ambalăm individual în câte o pungă, îi punem într-o cutie și trimitem. Ăștia o să-i vedem în alt episod. Oricum în episodul ăsta nu terminăm conversia pentru că e o chestie de durată și o să am nevoie să aștept ăștia ca să pot să fac asta. Dar acum ne apucăm să scoatem portetrierii, pentru că și aia trebuie să fie în colet cu astea, face parte din sistemul de frânare și după ce se usucă asta dăm cu soluție de protecție pentru rugina. Știți soluția care transformă rugina, o face neagră și după aia putem să dăm cu teroson? Aia e soluția, pe aia o folosim și o să vedeți și voi imediat. Dacă ați urmărit toate episoadele noastre, știți soluția de când am făcut suporții la scaune. Tabla aia groasă, am dat-o cu soluție, aia s-a negrit. Exact același lucru facem și aici. Asta și a frumos la soare la uscat și ia uitați-vă. S-a scurs toată apa. Eh, și acum, bine, mai are puțin apă aici, că am lăsat-o noi în sus, nu trebuia să o lăsăm în sus. Hai să o dăm jos aici. V-am uitat să luăm baros. Așa. Și acum, în mod normal, ne-am fi chinuit cu sculele noastre să dăm jos șurubule de aici, ca să dăm jos portetrierii, dar nu ne chinuim, pentru că avem vecini de treabă cu scule mișto. Așa că, hai să vă arăt. Ia, vedeți. Hai, nu vreau să fac reclamă, că nu m-au sponsorizat. Deci s-a jucat. Portetrierii sunt jos. De fapt, unul. Unul în partea asta, altă. Dar bine, între noi fie vorba acum. Nici nu vreau să știu ce torc are ăla. 2000 și ceva. Le rupe. Și acum mergem mai departe și dăm și tablele astea, protecțiile de la discuri. Dăm rulmentul jos și mai bine. Mă rog, ce-o fi ușor, mă, niurile. La dezmembrări ne-au dat puntea pentru că nu puteau să scoată astea. Acum, Milwaukee, dacă vedeți clipul ăsta, sponsorizați și pe noi cu una din asta, că ne trebuie. Și deșteaptă, mă, se oprește singură. Băi, ești nebun cum. S-a jucat cu ele, mă, ești nebun? S-a jucat cu ele. Doamne! Totul e dat jos, tablele rămân la noi, rulmenții rămân la noi, puntea rămâne la noi. Avem folie, hai să ne apucăm să ambalăm astea și, bineînțeles, și suporții de etrier de acolo. We'll be right back.
Următorul pas, după ce ați văzut că am curățat cu perile, eu pe o parte înainte, pe o parte am obosit, nu mai pot, avem acolo niște ferdac. Scrie acolo cu markerul, da? O soluție care transformă rugina în ceva negru, într-un ceva care nu mai ruginește. Habar n-am. Da, e o reacție chimică și se transformă rugina în ceva negru și nu mai ruginește. Dacă umplem bine toată piesa cu ferdac din ăsta, se negrește. Sincer, nici nu știu dacă mai trebuie să mai dau cu teroson sau nu, pentru că ăsta o să transforme toată rugina și piesa se negrește. Ați văzut la scaune, dacă n-ați văzut episodul, uitați-vă la episodul din urmă. Am făcut treaba asta la scaune și după aia am mai dat noi un spray negru așa doar ca să, că era la vedere și să arate mai bine. Dar rugina a dispărut absolut complet. Ideea este că acum, după ce am dat cu peria, vedeți că respir cum respir, și înăiță pe o parte și eu pe o parte, asta ce facem noi aici, chiar vorbeam în timp ce dădeam cu peria, n-am făcut niciodată la mașinile noastre personale. Deci, dacă aveți vreun prieten care zice el, au mai dat și alții mașini cadou, arătați-vă, rog eu, clipul ăsta și să-mi arate mie cineva, un YouTuber sau un influencer sau un creator de conținut sau ce vreți voi, care și-a bătut în halul ăsta capul cu o mașină și după aia s-o dea cadou. Și atâta muncă pe care o facem noi aici, da? Năiță, eu, uitați-vă, Năiță se chinuie acum să dea toată puntea spate cu soluție din aia ca să nu fie ruginită. De ce? De nebuni. Exces de zel? Exact. Pentru că vrem să facem treabă bună și dacă tot avem asta jos, că dacă nu era jos, nu ne băteam capul. Dar dacă tot o avem de schimb și trebuie să o punem pe asta, am zis, hai mă, să facem ceva frumos. Terminăm să dăm acum cu ferdac, Năița, ai grijă să mai rămâne și pentru discurile alea. Și după aia, după ce se usucă asta, o să luăm decizia dacă mai dăm cu teroson sau nu mai dăm. Vedem după aia, imediat. Haideți să discutăm un pic despre Isus și despre puntea asta. Până la urmă, am făcut și butuci ăștia, că erau ruginiți, vai mama lor, dar ăștia n-au nicio problemă, arată bine pe partea unde ne interesează, aici aveau rugină, evident, dar am curățat și pe de rugina de suprafață, le-am dat niște, cum zice la asta, ferdac și când o să se usuce, nu mai avem rugină, treaba e bună, nici nu știu dacă îi vopsim pe ăștia, dacă e, s-ar putea să-i punem pe poziție cu tot cu table și să vopsim direct cu teroson, fără să mai vopsim piesele și să le așteptăm să se usuce, să le asamblăm după aia, adică putem să vopsim doar să izolăm treaba asta, deci că asta nu trebuie să vopsim și după aia putem să dăm cu teroson peste tot. Acum problema e cu bucșile astea că nu avem nicio presă la îndemână. Mâine avem un vecin aici care scare presă și că știe să le scoată și o să ne ajute să le dăm afară, dar e bine că fost băgate, pentru că am putut să facem pe exterior cu soluție și când o să le scoatem rămâne partea din interior, ar trebui să fie lucioasă sau eu așa cred, așa ar trebui. Dacă nu, o să curățăm și în interior acolo pentru că trebuie să luăm două bucși noi și să le și montăm, evident. Când punem puntea, trebuie să fie puntea completă cu bucși noi și cu tablele alea și cu portetrieri și cu ce mai trebuie, da? Uitați-vă cum era asta ruginită și cât de bine arată acum, peste tot neagră și încă nu s-a uscat bine asta. Vedeți la capacele alea acolo, la tablele alea, încă mai este soluția lichidă. S-a uscat soluția, s-a terminat șmecheria, s-a întărit toată rugina și putem să vopsim peste. N-ai ce să vopsesc, eu zic că n-aș mai vopsi, dar ce să zic. Uitați-vă și voi cât exces de zel aici. O lăsăm așa în seara asta și vedem mâine ce avem de făcut. E a doua zi deja, am avut și azi treabă, deja este seara, este ora 6 și un sfert și pot să vă arăt în sfârșit puntea. Nu este vopsită și credeți-mă, nu o să fie vopsită. S-a făcut neagră din toată rugina pe care o avea, doar din ferdacul ăla, din soluția aia pe care am dat-o pentru rugină. S-a făcut neagră, neagră, soluția nu numai că transformă rugina în negreala asta, mai și protejează fierul. Și atunci nu mai are niciun sens, pur și simplu nu mai pot, am obosit, nu are sens să-i dau teroson ca să impresionez pe cineva pe clip pe aici. Nu, e deja neagră, nu mai are rugină deloc, tablele sunt negre, până și butucii i-am făcut, i-ați văzut, ia uitați-vă cum s-au făcut ăștia. Erau ruginiți, sunt negri, frumos, șurubul ăla nostru ne mai trebuiască pentru că noi nu mai punem senzorii de ABS. Puntea este de pe Polo, dacă nu v-am zis, vă zic acum, și avea ABS pe spate, senzori de ABS. Mașina noastră nu are. Asta e. Deci nu mai trebuie șurubul ăla care ținea senzorul de ABS și cu puțin noroc în clipul ăsta și montăm tablele și butucii la loc. Ne trebuie niște soluții de pus pe șuruburi și până ajungem la soluția aia, nu știu dacă reușim, până ajungem la soluția aia mă duc afară, am mai făcut rost de niște ferdac și mă apuc să fac și șuruburile curate, că și alea erau ruginite. Avem 8 și cu 4, 12 șuruburi. Mă apuc să le curăț și pe alea foarte bine și vă arăt și vouă imediat cum facem din șuruburi ruginite șuruburi normale. Filetul este foarte ok, dar partea de sus e ruginită și de ce să fie ruginită? Hai să facem să fie frumos. Avem aici toate șuruburile, avem și cuplele astea de plastic, să le dăm niște spray de curățare mai încolo și soluția acolo, perie de sârmă aici. Și o să le luăm pe toate pe rând la perie de sârmă, să le luăm rugina de suprafață un pic și să curățăm, bineînțeles, și rugina asta de pe șurub. Vreau să curăț și șurubul, dar după aia o să băgăm pur și simplu șurubul acolo în ferdac, îl scoatem afară, dar nu-l băgăm cu totul. Nu vrem să facem asta și pe filet. Aici doar curățăm puțin rugina și aici vrem să îl negrim astea, ca să fie frumoase, nu de alta. Hai să facem un time lapse și să ne apucăm de șurubul rând pe rând, câte unul. Câte unul.
Ia uitați-vă ce șuruburi avem și asta doar din perie, da? M-am murdărit pe mâini, într-adevăr. Am luat toată rugina de suprafață cât am putut și acum hai să le negrim un pic. Uite așa, ia să vedem. Îl băgăm înăuntru până când intră și piulița puțin. Ceva de genul ăsta. Bă, dar nu focalizez, nu? Și lăsăm jos acum. Și facem la fel cu toate. Trei cuvinte am pentru voi. Exces de zel. Nu insistați niciodată mai mult decât este nevoie. De ce? Ia uitați-vă, am pus șuruburile astea frumos pe tăvița asta făcută de mine din carton custom așa, că am zis eu să stea ele frumos în sus. Care a fost logica mea? Nu pot să vă zic. Dar haideți să vedeți. Ia uitați-vă. S-au lipit, mă frate. S-au lipit pur și simplu. Și dacă s-au lipit, s-au făcut frumos pe margine negre și aici s-au luat cu tot cu carton. Ce să fac acum? Muncesc un pic în plus. Iau peria, curăț bine partea de sus, le montăm, le punem pe poziție, da? Și după aia mai avem puțină soluție și dăm pe poziție cu soluție ca să fiu sigur că stă în aer și se usucă bine și o să rămână partea asta neagră. Uitați-vă și pe ăsta săracu. Vedeți? S-a luat toată negra alea. Nu e problemă că nu este ruginit, adică s-a curățat rugina, dar aș fi vrut să fie negru așa ca să rămână stratul ăla de protecție. Stratul ăla a rămas aici pe carton și n-am făcut nimic. Așa că o să iau peria, le curăț un pic, le montez pe punte, puntea acolo, și după aia la sfârșit, după ce sunt montați butucii și tablele alea de protecție de la discuri, o să dau iarăși cu soluție pe la șuruburi pe acolo și așa rămâne, așa o punem pe mașină. Dar mai avem și bucșile de dat jos, așteptăm presa aia să vedem cum dăm bucșile alea jos ca să pregătim locul pentru alte bucși noi. Prima oară când scoți bucși din astea cu scule de ceas o nicărie? Și avem bucșa scoasă. Ia uitați-vă. Am dat noi la barul să ne ia DNA și pe ochi, dar n-am știut că trebuia să depărtăm un pic acolo. Astea le aruncăm, asta este și punem unele noi. Tot avem puntea jos, e și păcat. Dar aici înăuntru trebuie să curățăm un pic. Avem o perie de sârmă care cred că o să intre perfect aici. Dacă am scos bucșile, acum trebuie să montăm și capacele astea plus rulmenții. Ne ajută Alin aici și nu montăm șuruburile înainte să punem pe ele niște... Mi l-au dat la mișto, mă? Așa. Punem niște pastă din asta threadlocker. Că ați văzut când dați șuruburi jos? Au ceva albastru pe ele? Ăsta este. E soluție ca să țină șurubul acolo să nu se desfacă de la vibrații. Și acum ultimul pas, ia uitați-vă, soluție din asta pentru fier, avem pensulica acolo, facem șuruburile și mai insistăm pe acolo, prin jurul la bucși și pe interior, pe aici mai avem niște rugină, ia uitați-vă, și trebuie să insistăm un pic. Și asta facem cu ce ne-a mai rămas aici, ne ajunge pentru toată puntea și după aia pot să zic că am terminat cu rugina pe puntea spate. Hai să ne apucăm de treabă și să punem un timelapse.
că putem în sfârșit să terminăm și clipul de astăzi, episodul de astăzi. Avem aici o mare punte spate cu butucii montați, cu tablele montate, bucșile scoase, o să trebuiască să punem alte bucși. Ați văzut că le-am curățat frumos, le-am scos în sfârșit, astea sunt clean și frumoase, sunt prinse bine acum. Am dat cu soluție din nou peste tot, am zis că dăm doar pe șuruburi, dar dacă tot mai aveam acolo niște soluții, am zis hai să dăm peste tot din nou, ca să fim siguri că a dispărut toată rugina. Mai aveam rugină și înăuntru acolo, melele acum să o mai ridic să mă uit, dar în principiu hai să o ridicăm, hai să lăsăm lene la o parte. Ia să vedem. Ia uitați-vă, mi-a transformat-o și pe asta e neagră. Ia uitați, s-a negrit și aici, nu mai avem rugină și acum putem să o punem pe mașină. Uitați-vă cât de bine arată puntea spate. Bine, putem să o punem pe mașină, e mult spus. Trebuie să punem două bucși, să vedem, poate găsim un sponsor să ne dea două bucși poliuretanice. Nu neapărat că am avea noi nevoie, dar cât de frumos ar fi două bucși colorate acolo, că sunt galbene, că sunt mov, că sunt roșii, să fie două bucși colorate. Etrierii sunt plecați, o să se întoarcă, când o să se întoarcă, cu tot cu portetrieri și de-abia atunci putem să punem puntea. Ăsta a fost primul episod despre puntea spate, o să mai vedeți încă unul cel puțin când o să o montăm, adică cel puțin, cred că unul o să mai vedeți când o să o montăm completă cu discul, cu tot ce trebuie. Cred că v-am plictisit destul episodul ăsta, avem și mașina lui Firicel în garaj, de la Tulcea, cu dulou acolo. A, dar e și Firicel aici, uite. Uite, ăsta e Firicel. Bună, Firicel! Bună, Dumnezeu! Da. Stai să-l... Așa, gata. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod de prin garaj și cu Seatul Ibiza, pentru că tot lucrăm. Tot lucrăm la el, tot lucrăm la garaj, tot lucrăm și în garaj, evident, avem lucrări și avem ce filma în fiecare săptămână, așa că ne vedem duminica viitoare. Nu uitați, dați like acolo dacă v-a plăcut, dați un share dacă vreți să fiți băieți adevărați și dacă nu sunteți abonați, nu știu ce așteptați, abonați-vă ca să vă dau puntea asta. Puntea cu tot cu mașina pe care vine. Baftă, duleilor!